Bună ziua, șoferițe și șoferi! Subiectul acestui video este conștientizarea masei profesionale asupra unei proceduri de alterare a înregistrărilor timpilor de pauză sau repaus prin regula la minut a tahografului digital de a doua generație. Știu că vor fi unii care vor lua exact invers acest exemplu. Fac această demonstrație pentru cei cu capul pe umeri și care îl folosesc. Conștientizez asupra unei proceduri ilegale, incorrecte și imorale. Ca o mică recapitulare, reamintesc că regula la minut vine a defini un minut orar cu activitatea care are cea mai lungă durată în secunde din acel minut. De exemplu, 40 de secunde alte activități, 20 de secunde conducere. Acel minut va fi înregistrat cu alte activități pentru că cele 40 de secunde sunt superioare ca durată celor 20 de secunde și viceversa. Un tahograf de primă generație consideră ca minut condus orice minut în care se găsea chiar și o secundă de conducere, astfel că această regulă la minut vine să ajute pe cei care, să zicem, au porniri și opriri dese, cu manevrele aferente sau mediul urban, cu aglomerațiile zilnice, etc., etc. Să luăm exemplu din poză ca o manevră la rampă. Din cele 5 minute, doar minutul 3 are cea mai mare durată în secunde de conducere. În restul de minute, staționarea pentru efectuarea operațiunilor anexe este superioară celei de conducere. Astfel, doar minutul 3 este considerat ca și condus, după această regulă comparativ cu un tahograf de primă generație care ar considera toate cele 5 minute ca și conduse. Acesta este principiul de funcționare a regulii la minut. Din păcate, cum aceste tahografe nu mai pot fi manipulate ușor, pentru a vinde aceste aparate avem comercial care a oferit patronatelor, zic ei, o portiță legală pentru a mișca camionul în timpul unei pauze sau unui repaus pentru a încărca sau descărca, iar patronatele hapsâne, bucuroase că au prins pe dracu de coadă, vă împing la a face aceste manevre liniștiți că nu se întâmplă nimic. În acest test voi face două mișcări. Vă rog, urmăriți videoul. Văzând că într-adevăr prin mișcări sub 29 de secunde nu se întrerupe contorul unei pauze sau al unui repaus, mulți, și din păcate zi de zi fenomenul crește, stau liniștiți și fac jocul patronatelor, fără a cunoaște procedeul și funcția de susținere denumită vector de mișcare sau diagrama de viteză, prin care sunteți sancționați dacă faceți aceste mișcări. Așa că nimeni nu v-a zis acest lucru? Ei bine, cu regula asta nu-i de glumă. Iar pentru cei care fac aceste mișcări, s-a introdus un nou termen, alterarea înregistrărilor. Autoritățile sunt la curent cu procedeul și știu unde să caute. Nu vă lăsați înșelați. Nu ascultați de patroni de carton, de traducătorii care să cred dispeceri sau de mânuitorii de volan care, după ce habar nu au de capul lor, vă învață și pe dumneavoastră un lucru ilegal și incorrect. Gândiți un lucru înainte de a-l face. Aici aveți argumentul legal prin care această metodă nu e nicio portiță legală de care puteți profita. Înțelegeți că o pauză e o pauză, iar un repaus un repaus. Iar dacă vă încăpățânați să faceți contrariu, să știți că nu e nicio metodă de păcălire, decât poate a propriului buzunar. Îmi pare rău că șoferii care mi-au cerut consiliere în urma acestor amenzi nu vor să participe la acest video. Motivele sunt leze de înțeles, dar mizez pe capacitatea dumneavoastră de gândire și judecată. Vedeți cu ochii dumneavoastră că aceste mișcări sunt detectate, înregistrate, cât și afișate. În funcție de momentul mișcării și neîndeplinirea unui repaus sau unei pauze, amenziile pot ajunge până la 60 de milioane în cazul României, iar în cazul Spaniei sau Italiei, pe lângă amenda de ordinul miilor de euro, se acordă și puncte permis, ajungând până la 9 luni interdicție pe teritoriul statului respectiv.
Cel mai grav lucru în toată nebunia asta este că aceia care vă împing de la spate sunt tot aceia care vă pus să plătiți aceste amenzi. Evident, în mintea lor turbure, procedeul nu poate fi depistat. Încă o dată vă spun, nu vă jucați cu regula la minut. Vă mulțumesc pentru atenție, drumul liniște și zile senine vă urez.